că, pentru că ați dat curs invitației noastre de a veni la această conferință de presă. Organizația din Republica Moldova a Partidului Social-Democrat din România, în baza acordului de colaborare care îl are cu Partidul Social-Democrat European din Republica Moldova, dezvoltăm colaborarea și inclusiv miniștrii Partidului Social-Democrat periodic se află în vizită în Republica Moldova, în primul rând pentru a transmite experiența sa de la guvernare, cele mai bune forme și metode de a guverna, în așa mod ca această experiență să fie utilă colegilor noștri din cadrul și partenerilor noștri din cadrul Partidului Social-Democrat European din Republica Moldova. Practic, pentru aceste motive, astăzi ne aflăm cu toții în acest sediu și vă ruga și domnul președinte a Partidului Social-Democrat, domnul Ion Sumă, și domnul ministru al Economiei, domnul Florin Spătaru, să dea câte un punct de vedere. Vă mulțumesc! Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la această conferință. Adevărul este că vizita domnului ministru în Republica Moldova este parte a colaborării noastre dintre Partidul Social-Democrat European și Partidul Social-Democrat din România și dăm dovadă că astăzi, avându-l ca oaspite unul din persoanele notorii din Partidul Social-Democrat din România, ne-a dat posibilitate că împreună cu colegii din Partidul Social-Democrat European să punem în discuție problemele economice din Republica Moldova. Noi, odată ce suntem deja un stat candidat și aspirăm ca să fim integrați în Uniunea Europeană, ne dorim ca să valorificăm această experiență și bună practică care o au colegii noștri din România în cadrul Partidului Social-Democrat European și atunci când vom reveni la guvernare să nu venim să ne învățăm a conduce țara, dar cu adevărat să venim să aducem aport și să găsim soluții adevărate pentru a ne dezvolta. Stimați prieteni, astăzi Republica Moldova este într-o situație destul de complicată. Practic, din punct de vedere economic, suntem blocați. Suntem țara care plătim cele mai mari tarife la gaze. Avem inflația din regiune cea mai mare. Observăm o depopulare a țării. Observăm că cresc importurile și sunt diminuate exporturile din Republica Moldova. Practic, nu avem locuri de muncă și chiar dacă sunt locuri de muncă, ele sunt slab sau prost plătite. De aceea, pentru a dezvolta Republica Moldova, noi ne dăm foarte bine seama că este nevoie de bani. Dar pentru a aduce bani țării, trebuie să avem o economie puternică. Nu putem în continuare să stăm cu mâna întinsă la partenerii noștri, la donatori și să nu dezvoltăm Republica Moldova în așa fel ca noi de sine stătători să putem să creăm condiții bune așa cum și noi ideologic ne propunem ca Partid Social-Democrat cu aspirații europene să dezvoltăm țara și în primul sau în centru atenției să fie omul care să aibă condiții sau o bună stare bună și să fie într-o siguranță permanentă. Eu vreau să-i mulțumesc mult domnului ministru pentru că am avut posibilitatea ca să prioritizăm anumite lucruri și legate de viziunea de dezvoltare inclusiv a țării. Administrația publică locală atât din Republica Moldova cât și cea din România are o colaborare bună pe linia inclusiv a Partidului Social Democrat European și PSD din România. Astăzi avem majoritatea județelor, sunt înfrățite cu raioanele din Republica Moldova, majoritatea localităților din țara noastră au acorduri de înfrățire și noi deja am început ca să colaborăm și să aducem bună experiență din România în Republica Moldova și chiar o parte din proiecte deja să fie implementate. Astăzi, domnul ministru, a coincis vizita dumneavoastră și cu un eveniment destul de important pentru formațiunea noastră, atunci când președintele raionului Cimișlia, domnul Nicolae Gorban, a fost repus în funcție, așa cum a fost repus și
domnul Nicolae Prițcan de la Leova, urmare a unor decizii ilegale când au fost înlăturați de la conducerea raionului. Astăzi ambii președinți au revenit la locurile de lucru și sunt sigur că vor aduce plus valoare în raioanele pe care le conduc, pentru că în echipa Partidului Social Democrat European, atât la nivel local, cât și la nivel central, avem buni profesioniști, oameni care pot cu adevărat să conducă țara la nivel local, la nivel central, și noi am demonstrat pe parcursul activității că atunci când Republica Moldova cu adevărat se afla în anumite crize, partidul pe care îl reprezint a dat dovadă și a scos țara din criză. Suntem siguri că în continuare vom veni cu soluții de alternativă către actuala guvernare. Sper că o să fim auziți în așa fel ca propunerile care vin din partea noastră, urmarea valorificării acestui potențial care inclusiv astăzi îl facem, de a face transfer de cunoștință, să aduc plus valoare țării și să ne putem dezvolta Republica Moldova la noi aici împreună cu profesioniștii care merită cu adevărat să conducă țara spre parcursul european. Încă o dată vă mulțumesc pentru vizita care ne-ați acordat-o. O să după întâlnirea de astăzi, din cadrul sediului, o să avem și discuții cu o parte din agenții economici din Republica Moldova, care într-adevăr să informăm care sunt cele mai bune căi ca să ne dezvoltăm, să atragem cu adevărat investiții și să putem crea mai multe locuri de muncă aici în Republica Moldova și să dezvoltăm economia. Mulțumesc! Ministru, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ciocan, mulțumesc mult pentru primire. Astăzi am avut o întâlnire la nivel guvernamental, mai multe întâlniri la nivel guvernamental cu membrii ai Guvernului din Republica Moldova, unde am discutat despre provocările și despre oportunitățile economice pe care România le poate oferi Republicii Moldova și modalitatea în care Republica Moldova, în contextul aderării, dorinții de a adera la Uniunea Europeană, trebuie sprijinită pentru a putea să asigură această tranziție, pentru a putea să facă față provocărilor economice actuale. Sunt proiecte comune pe care eu, ca ministru social-democrat și membru al Guvernului României, le-am discutat și în perioada următoare mă aștept ca acest dialog pe care îl avem cu miniștrii de resort să fie unul productiv pentru Republica Moldova. Vorbim de responsabilitate, vorbim de faptul că noi, miniștrii Partidului Social Democrat din România, susținem integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, iar asta trebuie să se facă prin proiecte concrete, prin programe concrete, pe care le-am împărtășit de altfel și aici la partid. Pentru că dacă vorbim de sănătatea politică a unei țări, social-democrația trebuie să se regăsească acolo, în grupul liderilor, în grupul partidelor care fac parte din actul decizional. Sunt proiecte pe care le voi susține de fiecare dată, inclusiv în ședințele la care particip împreună cu ceilalți miniștri europeni în întâlnirile formale și informale, voi susține în mod direct Republica Moldova și integrarea Republicii Moldova economic în piața unică europeană. Pentru că dacă vorbim în acest moment de un instrument, un rezultat, succesul Uniunii Europene, atunci piața unică europeană reprezintă cel mai de valoare lucru pe care putem să-l arătăm către ceilalți competitori pe care îi avem. Vrem ca Republica Moldova să se integreze în această piață unică europeană. Asta se face cu ajutorul unor standarde, cu susținere corespunzătoare, atât la nivelul instituției publice, dar cât și la nivelul mediului de afaceri. Am avut întâlniri cu mediul de afaceri, cu Asociația Investitorilor din România și am discutat de provocările
pe care le au în investiții, dar și de susținerea de ambele părți ale prutului pentru a putea să veni, pentru a putea veni cu alte proiecte investiționale. Socialdemocrația înseamnă asigurarea locurilor de muncă. Socialdemocrația înseamnă susținere economică aici pentru toată lumea. Asta am făcut din momentul în care ne-am asumat guvernarea în România. Vom sprijini, voi sprijini personal acest concept și în Republica Moldova. Ministerul pe care îl conduc are expertiză în zona economică, în politicile industriale și mă aștept ca această expertiză să fie susținută și în Republica Moldova. N-am discutat doar cu ministrul economiei, am discutat și cu ministrul energiei și cu doamna ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale și am avut câteva concluzii care se vor regăsi cu siguranță în perioada următoare într-o agendă comună. Agendă comună care va include cu siguranță mediul de afaceri, pentru că asigurarea comunicării între mediul de afaceri și instituțiile publice, mesajul pe care, politic pe care noi trebuie să-l transmitem către mediul de afaceri de susținere a investițiilor în cele două țări, de susținerea economiei Republicii Moldova în piața românească și în piața europeană și a investitorilor din România în Republica Moldova, trebuie să fie mesajul și responsabilitatea pe care, pe care ne-o asumăm. Vom continua discuțiile la sediul partidului și voi împărtăși din proiectele pe care vrem să le, să le susținem. Am propus celor miniștrilor cu care m-am întâlnit atât sprijin logistic cât și expertiza pe care o avem pentru dezvoltarea, de exemplu, a unor parcuri industriale, pentru susținerea unor investiții care să beneficieze de o flexibilizare și de flexibilizare în ceea ce privește partea de avizare, de proiectele de dezvoltare energetică, atât pe gaze cât și pe energie, pentru a putea să susținem creșterea economică. Mă bucur tare mult că sunt aici și că am avut aceste discuții și vom continua schimbul de idei. Sunt interesat de proiectele socialdemocrate care au fost propuse, o parte din ele deja implementate și cu rezultate bune. Discutam despre susținerea domeniului IT în Republica Moldova și cum a reușit în câțiva ani să depășească, să zicem, sectoare economice tradiționale din punct de vedere al aportului în produsul intern brut și tot acest schimb de idei sper că va duce la o mai bună înțelegere a mesajului social-democrat pe care îl transmitem atât în România cât și în Republica Moldova. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă rog. Vă mulțumim și vă așteptăm și cu alte ocazii la noi, la conferințele de presă. Mulțumesc mult!